Trecut, mai există o îngrijorare. Ucraina, Belarus, Moldova. Mulți analiști politici și militari analizează relația China-Rusia după vizita înaltului oficial chinez la Putin acasă la Moscova și unii analiști analizează cel mai negru scenariu posibil care ar fi următorul. Vizita lui Joe Biden la Kiev la aproape un an de la începutul războiului din Ucraina ar putea avea repercusiuni grave. Analiștii militari cred că decizia președintelui american ar putea face ca Rusia și China să lupte împreună în acest conflict. Vladimir Putin a dat de înțeles că războiul s-ar putea întinde pe ani de zile, iar acest lucru ar prelungi angajamentele guvernelor occidentale. Președintele rus a făcut referire la declarația lui Joe Biden, în timpul căreia a spus că Statele Unite vor ajuta Ucraina atât timp cât este nevoie. În tot acest timp, China este bănuită că a trimis mai multe baloane spion înspre Statele Unite. Ulterior, Beijingul l-a trimis pe Wang Yi, șeful diplomației chineze, în Rusia, unde a lansat mai multe avertismente pentru statele din vest, pe care le-a îndemnat să nu mai ofere arme Ucrainei. Analiștii militari consultați de CNN au explicat că amenințările pentru securitatea națională a Statelor Unite din partea Beijingului și Moscovei sunt la fel de grave, chiar dacă Rusia și-a arătat în ultimul an slăbiciunile pe care le are. În aceste condiții, SUA va trebui să acorde pentru o perioadă lungă de timp o mai mare atenție creșterii puterii comuniste din China, pentru că cei doi aliați cred că pot distruge Statele Unite dacă acționează împreună. SUA au încercat să stea la masa discuțiilor cu Rusia și China pentru a rezolva crizele politice externe, Ucraina și Taiwanul, dar atât Putin cât și Xi Jinping au respins statul internațional de drept și toate normele democratice care stau la baza sistemului de zeci de ani. O să vă rog, nu mai mult de un minut fiecare o concluzie, încep cu Sabina. Asta ar fi scenariul cel mai negru. Cine ar putea să știe exact ce are China de gând până la urmă? China. Bună, de exemplu, bun răspuns. De exemplu, China. În acest moment, din punctul meu de vedere, China are de câștigat prin această nepoziționare foarte clară. Uh-huh. Pentru că tot ceea ce înseamnă pierderile Rusiei pe partea economică pot fi atrase de chinezi. Uh-huh. Am explicat asta de-a lungul a multe ediții. Deci, de fapt, exact, să zic așa. Exact. Poate fi câștigător prin neimplicarea da, de unde mai vin pe față aceste, de atât. Aceste analize și scenarii de tipul, domnule, ar putea să fie iritați de vizita lui Biden la Kiev și să se gândească să strângă relațiile cu Rusia, domnule general? Asta este pentru mințile fierbinți. Diplomația chineză este atât de sofisticată încât nu putem să tragem concluzii din astea pripite, că gata, începe alianța militară dintre China și Rusia, că China dă arme letale, orice armă e letală, da. Și un pistol din ăla, așa. Numai ăla cu apă nu e letal, da. Deci, să ne fie clar, în viitoarea lume bipolară, care deja a început să se coaguleze din punct de vedere economic și începe, de fapt, să se manifeste mai timid așa, uh-huh. Dar și din punct de vedere militar, când bipolarismul se va juca între NATO și organizația de la Shanghai, China va fi liderul acelei părți. Acelei părți. Și China are tot interesul acum să aducă Rusia în situația de a fi în siajul Chinei, nu de a fi okay. Egal cu China. Asta e foarte interesant. Mai întâi la Adrian Mănuțiu și pormă la Adrian Ursu. China vrea bani. China nu vrea război. Uh-huh. În câteva cuvinte, în urma pandemiei s-au aprins niște luminițe, lumea și-a dat seama că există o dependență foarte mare, am început să rupem acea dependență, să încercăm să o rupem, să mutăm producția, să ne gândim să mutăm. Da, ceea ce vrea China acum, din punctul meu de vedere, pentru că e clar că intenția uh-huh. De a păstra banul și controlul banului, mai ales pe fondul conflictului comercial deschis pe care okay. Chinezii l-au cu Statele Unite, este să atragă acum atenția, este să agite un pic spiritele, să arate că ar putea fi și de o altă parte, Adrian tocmai Urso? Pentru a reorienta către ei producția. Vorbim despre o putere imperială economică, în mod evident, deci China este din nou imperiu economic, ca urmare acționează ca un imperiu. Și în clipa de față, jocul este unul, sigur, sofisticat, cum spune domnul general, în plan diplomatic, dar mai ales în plan economic. Pe ei interesează să dea fiori la Washington, să dea speranțe la Moscova
și cu unele și cu altele să negocieze, să producă banii despre care zice Adi Băniciu. Să țină în șah. Și probabil să nu uităm, China are de făcut față și unor concurențe mai noi în plan economic. India este o putere în creștere, Iranul încearcă și el să facă un joc acum în conflictul ăsta, doar că s-a poziționat cumva total de partea Rusiei și partea evident greșită pare a forței, că e partea cum se spune pierzătoare. Da. Și atunci toată această competiție în zona nealiniată, să zicem așa, e în avantajul Chinei pe măsură ce își frâng gâtul ceilalți.